Microfon. Determinanți. Determinanți. Gata, băieți. Deci tema pentru acasă, da? Clasa A11. Determinat de ordinul 3. Așa. 210. 210. 314. Da. 120. 120. Rezolvăm prin metoda care ne-ați arătat pe dumneavoastră ora. Așa. Păi ne uităm unde avem deja zerouri, da? Și dezvoltăm după linia sau coloana respectivă. Cel mai bine dezvoltăm pe coloana A. Da, ultima coloană. Ultima coloană, a treia. Deci e egal mai departe cu ordine. 0 ori, ori minus 1 la puterea ce linie și ce coloană se află asta. Linia 1, coloana a 3-a. 1 ori 1 plus 3. 1 plus 3. Ori determinorul care iese când am tăiat linia și coloana lui. 3, 1, 1, 2. 3, 1, 1, 2. Plus 4. Plus 4. Înmulțit cu linia și cu minus 1 la puterea. La puterea linie și a doua linie. A doua linie și a treia coloană. 2 plus 3. Ori minorul care apare tăind din linia și coloana sa. 2, 1, 1, 2. 1, 2. Și plus 0. Ori minus 1 la puterea. Linia și coloana lui. Adică este pe linia 3, 3. 3, 3 plus 3. 3 plus 3, ori minorul care îi 2, 1, 3, 1. Da. 2, 1, 3, 1. Sigur, asta am făcut-o pentru început. Că se vede că ăsta nu are nicio valoare, că ăsta nu are ceva, e 0 oriceva. Da. Și rămâi doar ăsta. Așa că la altă dată, nu o să mai scriu pe ăsta desfășurat. Deodată o să spun 4 ori minus 1 la puterea 2 plus 3, adică 4 ori 5. Ori minus 4, ori minus 1. Da, 4 ori minus 1. 1 egal cu minus 4. Ori, pe lângă? Da, pe lângă... 4 minus 1. Da. Și egal cu minus 4, ori 3, minus 12. Eu o să dăm acum un determinant de ordin 4, să dezvoltăm. Că dacă îți faci pe ăsta de ordin 4, da. Pe cele care ai tu acasă, te joci cu ele, da? Determinantul 1, minus 1, 3, 1. 0, 4, 1, 5, 2, 1, minus 3, 4, 5, minus 2, 0, 3. L-ați dezvoltat de ordine mai mare, de 3? Până la 4, minunat. Până la 4, da? Și la 4, cum ați făcut? Minunat. Cu minunat, așa, nu? După linie sau coloană. Da. Bun. Ideea trebuie să fie o bine ordonată. A să duc primul la 3. Da? Dar dacă am cât mai multe zerouri, acele de ordine 3 dispar. De aceea, ne străduim să aplicăm proprietățile determinanților. Una dintre proprietăți este asta. Prin înmulțirea unei linii cu un număr și adunată la alte linii, valoarea nu se schimbă. La fel și coloane. Prin înmulțirea unei coloane cu un număr și adunată la altă coloană, valoarea nu se schimbă. Și acum eu folosesc aceste chestii pentru a obține zerouri. Cât mai multe, cu excepția unui singur număr. Deci am zerouri cu excepția unui singur număr. Și atunci, privesc cu atenție, bunoară, pe coloana întâi. Pe coloana întâi am deja un zerou. Da? Deci îmi propun să obțin zerouri pe coloana asta. Și analizez elementele de aici. 1, 0, 2, 5. Ca un divizorul tuturor. Adică, ce înseamnă divizor? Știm bine ce înseamnă divizor. Numărul la care se împart pe toate celelalte. 1. Da. E pivot. Pivot. Pe el am descoperit. E divizorul tuturor. Linia pivotului, linie de lucru. Da? Linie de lucru. Ea se copie, adică pe 1, minus 1, 3, deci 1, minus 1, 3, 1, o copiem, și ea va fi
înmulțite cu diverse numere și adunate la celelalte linii, cu gândul de a obține 0 reci. Toate să fie 0, de la mărgulva divizor. Asta are deja. Dacă are deja o copie. 0, 4, 1, 5. 0, 4, 1, 5. Linia asta de lucru o mulțesc cu cât ca să adun aici să fac 0? Cu 2. Cu 2, nu, cu minus 2. Că minus 2 ori 1 minus 2 și cu 2 face 0. Da. Deci toate linia cu minus 2 s-o adunată la asta de aici. Deci o să avem linia a 3-a modificată acum. Va fi 0. Minus 2 ori minus 1 face 2 și cu 1, 3. Minus 6 și cu minus 3. Minus 9. Și minus 2 cu 4, 2. Apoi, toată linia, așa, cum spuneam, cu minus 5 și adunată jos, ca să obțin 0. De 0, 5 și cu minus 2, 3. Minus 15 și cu 0, minus 15. Și minus 5 cu 3, minus 2. Tăiem linia și coloana pivotului. Înscrim pe pivot 1. Înmulțim cu minus 1 la ce, pe ce linie și ce coloană se află el. Deci înmulțim cu la puterea minus 1, la puterea 1 plus 1. Ori minorul care rezultă. 4, 1, 5. 3, minus 9, 2. 3, minus 15, minus 2. Și egal cu minus 1 la 1 plus 1. Iarăși, acum, eu tot prin 0 ori fac. Și mă uit acum unde să unii pe ce linii sau ce coloană să obțină. De regulă, unde am numere mai mici și unde am 0 ori, n-am nicăieri 0 ori. Nu am nicăieri 0 ori, atunci analizez privind elementele în ansamblu și constat divizorul tuturor. 1 este divizor. El este pe linia întâi sau pe, îl pot privi și pe coloana a doua. Dacă îmi propun să obțin pe linia întâi 0 ori, chiar așa, să ne propunem acum așa să obțin 0 ori pe linie, pivotul este cel care îl punctez, iar coloana pivotului va fi coloana de lucru. Eu vreau să obțin pe linie de data asta. Deci coloană de lucru. Egală mai departe, cu minus 1 la plus, e pozitiv, 1 plus 1, deci așa, și coloana se scrie pe poziție. Dacă schimbăm două linii între ele sau două coloane între ele, semnul se schimba determinantului. Deci de aceea o spun pe poziția care s-ar fi ia coloana de lucru. 1, minus 9 și minus 15. Coloana se mulțește cu diversii, se adună stânga-dreapta. Cu cât gândul să obțin loc de 4, 0 și loc de 5 să obțin 0. De aceea, toată coloana asta se va mulți cu minus 4 și se adună aici. Și cu minus 5 în partea cealaltă. Deci toată cu minus 4 și voi avea minus 4 și cu 4, 0. Minus 4 ori minus 9 plus 3, 6 și cu 3, 39. Plus 60, că minus 4 ori minus 15 plus 60 și cu 3, 63. O mulțesc acum cu 5 și am 0. Plus 5 ori 9, 45, cu 2, 47. Plus 75. Și cu 2. Și cu 75 cu minus 2. 73. Da? 73. Și tai linia și coloana pivotului. Da? Și egal mai departe cu 1, că el e
De data asta 1, dacă ar fi fost 3, 3 scriam pivotul, ori minorul său, minus 1 la ce putere la linia 1, coloana 2, 1 plus 2, ori minorul 39, 47, 63 și 73. Și egal cu minus 1 la a 3-a, ori, și acum dezvolt, 39 ori 73, minus 47, ori 63. Facem înmulțirile, constatați cât vă dă, și ăsta este rezultatul. Vă rog să terminați exercițiul, adică înmulțiți 39 cu 73, 47 cu 63, scădeți acolo, și înmulțiți cu minus, minus sau negativ? Minus? 114, da? Da. Minus 114, așa e rezultat. Vreau să vă arăt că nu are importanță pe ce linie și coloană mă duc la lucru. Dacă acum mă întorc la el de la început și îl dezvolt pe alte, partii, deci după altă linie, altă coloană, tot o minus 1114 trebuie să-mi dea. Ăsta minus 114. Deci nu are importanță. Dar tu te orientezi acolo unde ai, ai deja zerouri. Eu mă puteam duce și pe... Aveam mai zerou pentru că... Nu? Și mă puteam duce fie pe coloana întâi, cum am făcut-o, fie pe linia a doua. Și luam pivot pe un. Sau mă duceam foarte bine pe coloana, a treia. Am deja pivotul tot aici, am zerou de aici. Sau linia a... Linia a patra, dar la a patra nu mai aveam divizor. 5, minus 2 și 3 nu mai este divizorul tuturor. Da? Deci nu e atât de indicat aici. Puteți să faci jos de divizor. Adică aduni acolo toată coloana asta, și făceai unul aici și divizorul cel mai bun este 1. Cu el lucrezi. Deci dacă ai prins algoritmul ăsta, nu mai ai emoții, dezvolți pentru orice nivel. Dacă însă faci treaba la întâmplare, adunăm două linii acolo, remulțim cu un număr, faci o treabă bună, strici în altă parte. Ați înțeles? Adică trebuie ordonată povestea ca să poți dezvolta. Mai vrei să facem un determinant? Ce mai ai acolo? Păi mai am făcut determinante. De ordin? De ordin 3, care trebuie făcut tot așa. Hai să-l facem. Hai să vedem antrenamentul. Te rog. Deci determinant, zi. De ordinul 3. 020 1, 5, minus 1, da. 4, minus 2 și minus 3. Păi e egal cu. Deodată că ai baftă. Are baftă, că deja e și el în 1 diferit de 0 și 0 ori. Da. Deci adică mergi pe egal cu 2, tai linia și coloana lui 2, ori minus 1 la puterea, 1 plus 2. 1 plus 2. Ori minorul care ți-a rămas. 1 minus 1. 4, 4 și minus, 3. Și egal, minus 1 la 3 face minus. Minus, adică minus 2. Minus 2. Minus 3. Așa? Minus, plus 4. A, plus 4. Minus 3. Minus 3 plus 4. Adică... Adică? Minus 2. Minus 2. Terminat. Altul? 2
minus 3, minus 7. Da. 0, 1, 3. Da. 0, 2, 5. Egal cu... Ce observăm? După cine te duci? Prima coloană. Prima coloană. Și tai linia și coloana pivotului. Lui 2. Și îl scrii pe 2. Ori minus 1 la puterea pe ce linie și coloana se află pivotul. Se află pe linia 1, coloana 1, deci 1 plus 1. Ori minorul, care e 1, 3, 2, 5. Și egal cu... Minus 1 la 2 de plus 1, adică 2 ori 5 ori 1, 5, minus 6 minus 1. 2 ori minus 1, care face minus 2. Minus 2, semnat. Da? Deci eu am făcut 1 de ordin 4. Da? Pot fi și de ordin 5. Și merge treaba. Deci, de acum, dacă știi tehnica asta, de orice ordin. Nu ai nicio emoții. Numai că să muncești mult. Așa. Te rog. Ce temă mai ai tu? Mai ceva? Mai ceva tu? Nu mai am unde ce. Hai! Se consideră matricele A de matricea ordinul 2 A egal cu 4 minus 5 3 și 1. Cum notați așa matricea sau așa de? Pardon, determinantul. Deci se e determinantul. Așa determinantul de ordinul. Da. 4 minus 5 3 1. 4 minus 5 3 1. 1. Și B de x egal cu i2 plus alfa de a, alfa aparține lui el. Deci b de x, așa scrie b, da, de x. B de x egal cu i2, da, plus alfa de a, alfa de, de a. A. A, așa, da, alfa de a. Și a aparține, ăsta, beta aparține lui, nu, plus beta de A, pardon. Ba nu, nu până... Deci plus alfa de A și alfa aparține lui el. Așa. Alfa aparține lui el, da. Da. Punctul 1 spune să se calculeze determinant de B minus 1. Dar beta de X ăsta, că tu zici beta de X, nu văd niciun X aici. Beta de alfa, poate. B de... B de minus 1. Păi, este o greșeală. Este de matricea A, mă. A. A. Nu determinant. Să mă pune așa, e matrice. Când pune drept, e determinant. Deci dăm matricea A de elemente 4, minus 5, 3, 1 și B de X egal cu I2 plus alfa ori A. Uite, mai mult cert. Alfa ori A. Nu alfa de A. Alfa ori A. Cu alfa real. E, și totuși, nu-i bine. Pentru că aici vorbește de B de X și nu-i niciun X aici. Ați înțeles? Adică nu-i dependent de X. Eu zic că ar fi vorba de beta de B de alfa. Sau dacă folosești X, atunci în loc de alfa trebuie să fie X. Deci asta ar fi motivul acolo. Poftim? E conicunoscut. Sigur că da. Deci este, el vrea o variabilă, dar nu apare variabilă în dreapta.
Da. Deci, ca și cum ai zis, funcția f de x e egal cu 3. Deci e o constantă și n-ai ce să zici acolo. Mă întorc și o să o luăm așa în varianta asta. Deci vezi că A o știu acum. Atunci B de alfa ar suna I2, care este 1, 0, 0, 1, matricea unitate, plus alfa, ori A, ori matricea 4, minus 5, 3 și 1. Și egal cu 1, 0, 0, 1, plus, înmulțesc cu alfa, și vine, cum se mulțește un număr cu o matrice? Toate elementele se mulțesc. Plus 4 alfa, minus 5 alfa, 3 alfa și respectiv alfa. Egal cu. Când adun cele două matrici, obțin 1 plus 4 alfa, minus 5 alfa, 3 alfa și respectiv 1 plus alfa. Iată că am scris pe B de alfa ca o matrice. Acum e corect. Toate elementele sunt în funcție de alfa acolo, da? Deci așa arată B de alfa. Și îmi spune el, după ce am făcut chestia asta, să se calculeze det de B de minus 1. Det de B de minus 1. Det de B de minus 1. Mai întâi să vedem ce înseamnă B de minus 1. Înseamnă acolo de alfa cu minus 1. Deci B de minus 1 înseamnă matricea 1 plus 4 ori minus 1 respectiv minus 5 ori minus 1 apoi 3 ori minus 1 și 1 plus sau 1 minus 1. Și urmează B de minus 1 egal cu 4 ori minus 1 face minus 4 și vine 1 minus 4 face minus 3. 5 ori minus 5 ori minus 1 face 5. 3 ori minus 1 face minus 3. Și 0. Asta e B de minus 1. Și acum se face det de B de 1 minus 1. Det de B de minus 1 înseamnă să facem determinantul matricea acestea. Minus 3, 5, minus 3 și 0. Care face 0? 0 minus 5. Plus 5. Plus 15. Egal cu 15. 15. Asta a fost. N-a fost decât să... Ce a vrut autorul prin chestia asta? A vrut să vadă ce înțelegi tu alfa ori A, dacă știi să mulțești o matrice cu un număr, să mulțești toate elementele cu numărul respectiv, să știi să adun două matrici de același model, nu? De fapt, numai de ce ar știi să adun, să găsești matricea rezultat, B de alfa. Apoi să zici ce înseamnă B de minus 1, înlocuim pe alfa cu minus 1 și până să faci determinantul acela. Un determinant de ordine 2. Altceva? Atât. Ei, acum, în continuare, urmărește ce facem aici. Dacă sunt niște lucruri care te pasionează, rămâi, da? Dacă nu, ziceți-i. La limite, da. Ne luăm exercițiul cel de aseară? Nu, l-am făcut în clasă. L-ați făcut în clasă. Care a ieșit clasa lui. Voi mergi pe aceeași trei, doamnă profesor, adică cu o la Picasso, dar chiar nu a făcut tabelul ăla de valori, o complicat ceva, nu am înțeles, dar n-am dat la valori. Păi bine, acolo văzut concret. Da, complicat, cam mult, o luat. În ce stadiu a rămas? În ce stadiu a rămas aici? Mai a fost o discuție aseară. A fost la tablă și... Am înțeles, dar noi aseară, era la sfârșit, am făcut o discuție asupra lui. Alfa era între 0 și 2, și dincolo de la 2 încolo. Da? 2 plus infinit. Dar acolo am văzut cazurile acelea și cum anume
Șirul odată era monoton crescător și odată monoton descrescător. În fiecare din cazuri, limita era fost 2. Da, era limita. Da? Deci X0 acela era la 0 la 2 și șirul se așează strict crescător și limita este 2. Așa. Și când X0 e dincolo de 2, șirul se așează monoton descrescător și îl oprește limita sa. Tot 2. Da? Tot 2. Așa. Deci să avem la fel un șir Xn. Deci se dă șirul Xn. În care știm Xn plus 1. În care, deci se dă șirul Xn. Da. Despre care pot să spun X1. Xn plus 1. Dar cine este? Deci avem un șir Xn și ne se dă Xn plus 1. Egal cu 4. Îți dă recurența. Da, da. Dar trebuie să ai un element de asta, da, a început. X0. Deci X0 data, da. X0 cunoscut. 3×2. A, și X0 chiar îți dă câte. X0 egal cu 3×2. Și recurența este Xn plus 1. Egal cu 4Xn. Da. Minus 2. Minus 2 sus așa. Supra Xn plus 1. X indicien plus 1. A, am înțeles. Și te calculăm oprirea, să vedem dacă margine ce limita. Adică convergența. Da. Să urmărim șirul acesta. Deci, un șir poate fi dat fie indicând termenii săi, fie prezentând forma termenului general, fie o recurență. Da. Acum șirul e cunoscut, că dacă știi pe X0, nu știi pe X1. Da. Locuim pe X0, ia să vedem așa ca fapt divers. Deci observăm că X1 va fi egal cu 4X0, da? Minus 2 supra x0 plus 1 și face egal cu 4 ori 3×2. Da? 3×2 minus 2 supra 3×2 plus 1 și egal cu 6 minus 2, 4 ai spus, nu? Da, 4 supra 3 plus 2, 5 pe 2 și vine 2 sus, 8 pe 5. Deci e 3×2. Da. Dacă am vrea să vedem termenii și lui, ar fi aceștia. 3×2. 8×5. Ei, cum este 3×2 față de 8×5? Este mai mare. Deci, hai să-i vedem așa. După aceea ar fi 15 pe 10 față de vecinul său, 16 pe 10. Se vede că e mai mare 8×5, da? Deci șirul este monoton crescător. Ar fi așa, X0, mai mic decât X1, mai mic decât X2, probabil, mai mic decât X3, și așa mai departe. Dar este numai o intuire a acestei monotonii plecând de la cine? De la primii doi. Noi n-am făcut, nu-i corect demonstrația, nu-i riguros. Dar eu am vrut să bănuiesc cam cum se întâmplă între termeni șirului acesta. Da? Mai mic decât Xn, mai mic decât Xn plus 1, puncte, puncte. Acum, ca să fie treaba bună, trebuie să arăt că Xn mai mic decât Xn plus 1, indiferent ce el, la ce el nu ne-am oprit. Deci ar trebui să arăt că Xn plus Xn e mai mic decât Xn plus 1, oricare ar fi N natural. Dar, insist, din observația făcută din stat, pentru început, da? De acolo am plecat. Echivalent, asta s-ar traduce echivalentă, Xn, mai mic decât, în loc de Xn plus 1, scriu cine este Xn, încerc să văd dacă nu pot lucra ieșiți direct. Mai mic decât 4Xn minus 2, totul supra Xn plus 1. Seară bună, succes! La revedere, salut! Mulțumim mult! Să-mi iasă ghișițile, da? Da, da, da! Bine, bine, Cosi! Și acum, ducem tot un singur membru stâng, lucrăm, Xn plus 1, deci ar veni așa, Xn pe lângă Xn plus 1 minus 4Xn plus 2, totul supra Xn plus 1. Xn plus 1
sus, nu e la indice, da? Da. Mai mic ca 0. Echivalent cu scrierea x în pătrat plus 1 plus x în pătrat plus x minus 3 min, deodată, minus 3 x, da? Să scriu. Minus 3 x plus 2 totul supra x plus 1 mai mic ca 0. Echivalent cu. Cum x plus 1 e pozitiv, din ce motiv? Că se pleacă de la 3 pe 2 și tot cresc. Deci dacă se pleacă de la 3 pe 2 și tot cresc, nu are cum să fie negativ aici. Deci putem renunța la numitor. De parcă aș spune că x pătrat minus 3x plus 2 mai mic decât 0. Echivalent. Dar nu. Aici poți să gândesc ca un produs de factori. Cu 2 și minus 2, xn și minus xn. Da. Deci cred că este xn, xn minus 1, pentru că xn minus 2. Ia să vedem dacă este adevărat. Ia uite, îți mulțesc. Xn ori xn, xn pătrat, minus 2 xn minus xn face minus 3 xn și minus 1 ori minus 2 plus 2. Adică am găsit ca și eu, e quasi gradul 2, găsim rădăcină și facem x minus x0, da? Da. Este corect de scris asta. Mai mic decât 0. Ei, un produs de... ar trebui să facem semnul, practic, la urma lui, cu 1 și 2. Ducă de multe intervale. Da, da, da. Așa gândesc. Iată, voi face în felul următor. Parcă xn ar fi un t, da? Și atunci am valorile 1 și 2, 0 și 0, între, parcă e minus, nu? Semnul, în afară de cinci semnul lui A, trebuie să semn contrar. Mecanic să rețin așa. Plus și, iată aici plus. Când e negativ? Când se află între 1 și 2. Deci iată că spunem xn pătrat minus 3xn plus 2 e mai mic ca 0 dacă și numai dacă xn se cuprinși între 1 și 2. 1 și 2. Ar trebui să arat. X0 este adevărat. X0 aparține între... X0 cu cine este egal? X0 egal cu... 3 pe 2. 3 pe 2. Ca să arăt că Xn toți termeni nu-l depășesc pe 2, ar trebui să mă ocup acum, șirul, în ideea mea, șir crescător, cum am vorbit, înseamnă că Xn e cuprins. Trebuie să arăt că este cuprins între x0, că se pleacă de la x0, și îl oprește limita sa. 2. Bunul simț ne spune că 2 va fi. Dar trebuie să arătăm că toți sunt mai mici decât 2. Insist încă o dată. Deci eu am plecat de la o primă tatonare între x0 și x1. Că pe x0 l-am avut concret. Dacă spunea că x0 e un număr pozitiv, atunci începeam o discuție x0. Putea să fie înainte lui 1, dincolo de 1, între 1 și 2, nu? După 2, aș fi avut o treabă complicată. Dar a fost drăguț autorul aici. Mi-a spus, x0 este fix 3 pe 2. M-a plasat cu x0 unde? Între 1 și 2. Din tatonarea făcută între x0 și x1 am constatat că șirul este monoton crescător. Am studiat Xn față de Xn plus 1, am cerut să fie în sensul acesta de monotonie. Poftim? Cu inducția. Cu inducția? Da. Să vedem. Dar am presa că inducția Xn duce la ăla din fața sa și ăla din fața sa. Nu cred că mă duce foarte bine, dar eu nu spun nu deocamdată. Am început cu Xn, Xn plus 1 și am ajuns la interval și am ajuns până la 2. Cumva arătăm pe limita, deci convergent cu fel. Dar sigur că da. Voi arăta și convergent. Totul este rezolvat. Păi la un punct până la final.
Exact, este mărginit de ce? De limita sa. Da. Deci ce ne oprește pe șirul ăsta? Limita sa. Dar dacă acum arătăm că într-adevăr mai mic decât 2, că monotonia rezolvată de aici XM mai mic decât XM plus 1, cum am sesizat-o că ea pleacă din start, deci am avut aici o speculație. Am făcut o speculație, adică autorul dacă mi-a dat pe X0 la pornire, știu exact că e 3 pe 2, am făcut pe X1 după recurență și X1 a fost 8 pe 5, iar 8 pe 5 e mai mare decât 3 pe 2, și atunci mi-am permis să spun, așa cum se comportă primii doi, trebuie să arăt că se comportă toți termenii consecutivi. Și deci trebuie să mă strădui să arăt că XM mai mic decât XM plus 1. A arătat că XM mai mic decât XM plus 1, a fost sugerată comportarea asta de la X0 față de X1, nu? Cerând chestia asta, înseamnă că am ajuns la inegalitatea asta, și anume, între 1 și 2 e negativ, numai între 1 și 2 relația asta xm pătrat minus 3xm plus 2 mai mic ca 0, numai când toți se află între 1 și 2, și atunci a însemnat că sensul de inegalitate ăsta, stricta monotonie între termeni, se păstrează, dacă și numai dacă, arăt că xm sunt cuprinși între până 2, până 2 să fie. Unul e mai încoace. Iată că am mers mai dur. Unul e mai încoace. X0 îl oprește. Da. Dacă și el crește, dacă și el crescător, pleacă de la X0, da, și se îl oprește, dar X0 deja e dincolo de 1. E 3 pe 2. Da. Deci, când am monotonia pusă la punct, problema mărginirii pe jumătate e rezolvată. Că dacă și el este crescător, pleacă de la X0 și îl oprește majorantul limită de regulă, iar dacă și el e descrescător, pleacă de la, tot de la X0, majorantul e cunoscut și minorantul trebuie găsit. Deci, de aceea, monotonia rezolvată, monotonia știută, înseamnă pe jumătate problema de la mărginire rezolvată. Pe jumătate, o parte o ai, pleacă de la X0. Înainte sau înapoi? Pleacă înainte termenii, pleacă dacă și lui crescător și înapoi dacă și lui descrescător. Da? Bun. Și acum, noi trebuie să arătăm că XM mai mic decât 2, indiferent ce e. Hai să încercăm asta. Deci trebuie arătat. Deci vom arăta că XM mai mic decât 2. XM mai mic decât 2, oricare ar fi el natural. X0 e mai mic decât 2. Deci X0 egal cu cine X0? Egal cu? 3 cu 2. Egal cu 3 cu 2. Atunci se arat, pe baza acestea, că și X1 e mai mic decât 2. Deci știm păi, că X0 mai mic decât 2, se rezultă că și X1 mai mic decât 2. X1 mai mic ca 2, echivalent cu a arăta ce? X1 cine este? Eu știu că X1 e egal cu 4X0 minus 2, totul supra X0 plus 1. Și acum înlocuiesc pe X1 în stânga aici, deci echivalent în egalitatea aceea cu 4X0 minus 2 supra X0 plus 1 mai mic decât 2. Asta trebuie să arăt. Echivalent. Atunci la aceeași numitor și vine 4X0 minus 2 mai mic decât 2x0 plus 2. Ce ar însemna? Scădem un 2x0 și vine 2x0 mai mic decât minus 2 plus 2, 4, da? Împart prin 2, dar și
X0 mai mic ca cine? Ca 2. Adevărat. Da? Da. Deci, că doar la noastră am plecat. X0, știam că X0 mai mic ca 2. Ca tehnică de lucru, după ce am văzut aici, ar fi așa. X0 mai mic ca 2. Înmulțesc cu 2 ambii membri și fac 2x, mă întorc înapoi. 2x0 mai mic decât 4. Da? Și adun un 2x0 și în stânga și în dreapta și face 4x0. Pe 4 s-a rupt în 2. O duc o minus 2 dincolo. Concret. Vreau să-mi pun la punct, atenție, vreau să-mi pun la punct mecanismul inducției. Eu am să plec de la, nu partea a doua a inducției, ce spune, demonstrația. Presupunem că toți termenii se comportă până la un ordin așa și arătăm că următorul pas este bun. Adică presupunem că toți termenii sunt mai mici decât 2 și arătăm că următorul termen care urmează și el e mai mic decât 2. Da? Insist. Deci, verificarea da. Și, până în partea a doua, demonstrația, care e cea mai importantă. Demonstrația, hai să zicem, demonstrația, inducție. Presupune că P de K adevărată. Adică asta înseamnă că X indice K e mai mic decât 2. Înmulțesc pe asta cu un 2. Și echivalentă cum? 2x indice K mai mic decât 4. Adun un 2x indice K în ambii membri. Și echivalent va spune 4x indice K. Da? Mai mic decât 2x indice K plus 4. Pe 4-ul ăsta iau un 2 din el și îl duc în stânga și ar fi echivalent cu a spune că 4x indice K minus 2 4x indice K minus 2 mai mic decât 2x indice K plus 2. Echivalent cu a spune 4x indice K minus 2 mai mic decât 2 pe lângă x indice K plus 1. E deșteaptă chestia, nu? N-am făcut nicio decât artificii de calcul. Împart totul prin x indice K plus 1 și apare 4x indice K minus 2 supra x indice K plus 1. Atenție, nu se schimbă sensul inegalității. Deci x indice K sunt termen pozitiv. Da. Mai mic decât 2. Dar cine este 4x indice K minus 2 supra x indice K plus 1? Este, după recurență, xk plus 1. Deci asta este xk plus 1. Deci ce mai ieși mie? Că x indice k plus 1 e mai mic decât 2. Adică p de k implică p de k plus 1. În final, nu? Deci am arătat practic în partea a doua, în demonstrația, și anume p de k implică p de k plus 1. Deci și următorul termen al șirului, tot mai mic decât 2. Asta am spus, da? Înseamnă că toți termenii șirului vor fi tot timpul mai mici decât 2, indiferent la ce ordine ne oprim. Așadar, despre șirul dat de tine, despre șirul XM dat așa cum le-a dat tu rețeta aceea, cu X0 egal cu 3 pe 2,
Și având xn plus 1 egal cu 4 xn minus 2 totul supra xn plus 1, pot afirma că îndeplinește condițiile 1. Xn strict crescător. Da? Xn strict crescător, adică am arătat asta, nu mai puteți să mă certați. Am arătat că Xn mai mic decât Xn plus 1. Da? Indiferent ce e, ca orice el m-aș opri eu, natural. Deci Xn mai mic decât Xn plus 1 este strict crescător 2. Xn este cuprins între x0, că de la el pleacă, de la x0, până la 2. Era o întrebare aici, dacă până la 2. Da, până la 2. Că am demonstrat. Atunci, conform Lemerstor-Cezaro, parcă așa, nu? Se numește. Rezultă că și R este convergent. Da? Rezultă că Xn este convergent. Da? Șirul Xn convergent. Și dacă este convergent, înseamnă că în recurență, fără emoții, treci la limită. Da. Deci Xn există. Deci înseamnă că există limită pentru I întind de la infinit din Xn. Egal cum L. Și atunci ne permitem să trecem la limită, mulțumesc. A limit în recurența a dat. Și înseamnă că L, avem așa L, egal cu 4L minus 2, totul supra L plus 1. Sper că înțelegi, când prin Xn, sau prin Xn plus 1, facem referire la același șir. Că este Xn și Xn plus 1, înseamnă că e reprezentantul același șir. Deci au aceeași limită, sigur că da. Și atunci, echivalentul a spune că L pătrat plus L egal cu 4L minus 2, adică L pătrat minus 3L plus 2 egal cu 0, și atunci L 1, 2 egal cu 3 plus minus 2 și 1. Ne mai pierdem timpul, da? L 1 egal cu 2 și L 2 egal cu 1. Și cum el începe de la 3 și ceva, deci înseamnă că L egal cu 2 este limita șirului. Da? Nu cu 1, ci cu 2. Cu 2, mă, când la 1 și ceva. Da? La 1 și ceva. La 1 jumate chiar începe. La 3 pe 2, spuneam acolo. Spuneam mai devreme că eu aș fi gustat ieșitul ăsta așa din plin dacă spunea că X0 este un număr pozitiv. Și atunci mă duceam variantele. Deci dacă spune așa, fără că X0 este un număr pozitiv, să zicem așa, da? De la 0 încolo. 0 plus infinit. Atunci aș fi avut de analizat trei cazuri. Și zicem, dacă X0 aparține 0 la 1, da? De la 0 la 1, hai să luăm deschis să vedem ce se întâmplă, 0 deschis, atunci șirul Xn ar fi fost descrescător, pentru că în momentul în care fac după rețeta aceeași. Rețeta de recurență tot asta de aici, da? Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Deci, în clipa în care aș fi luat pe X0 între 0 și 1, X1 ar fi fost cât? X1 ar fi fost 4X0 minus 2 supra X0 plus 1 și trebuie să arăt că toți termenii se păstrează mai mici decât 1.
că plec cu X0 în zona de la 0 încolo. Deci simt că ăsta va fi mai mic decât unul. Da, trebuie să lămuresc asta. Și simt că șirul va fi în condițiile astea întrebarea este, deci a fost data trecută monoton crescător, acum e descrescător. Cred că așa va fi. Xn va fi mai mare decât Xn plus 1. Adică X1-ul ăsta, X1 este mai nu, X0 mai mare decât X1. X0 mai mare ca X1, așa trebuie să observ eu. Dacă X0 între 0 și 1, atunci X0 e mai mare decât X1. Cum observăm chestia asta? Păi, eu așa bănesc că se va întâmpla. Adică ar fi echivalent, poate spune că Xn mai mare, că din loc de Xn plus 1 zic 4Xn minus 2 supra Xn plus 1, ceea ce m-ar conduce la situația aceea că aș avea Xn pătrat plus Xn mai mare decât 4Xn minus 2, ceea ce înseamnă echivalent cu Xn pătrat minus 3Xn plus 2 mai mare ca 0. Și dacă fac tabelul de variație a semnului, tot 1 și 2 sunt cele două valori, 0 și 0, între rădăcini am minus și în afară plus. Și iată că în stânga lui 1, relația asta e mai mare ca 0. Deci șirul este monoton, cum este monoton? Descrescător. Da? Monoton descrescător. Deci Xn strict descrescător. Va fi strict descrescător. Și atunci ce face șirul? Pleacă de la X0 și se întoarce înapoi, deci vine ăsta X1, ăsta X2 și mai departe Xn, Xn plus 1, da? Xn plus 1 și se tot duce înapoi. Spre cine credeți? Spre 0, eu simt. Că el este un șir cu termen pozitiv. Așa îmi spune mie bunul simț matematic că Xn este cuprins între, iată-mă în stare să spun, cuprins între X0 și 0. Dar despre 0 trebuie să mă apuc de treabă. Deci Xn e cuprins între X0 și 0. Dar, repet, pentru ca să arăt asta, trebuie să muncesc să arăt că toți termenii sunt pozitivi. Cum? Trecând prin inducție. Încercând să fac asta prin inducție. Din clipa în care știu că X0 este la 0 la 1, să pot arăta că și X1 este de la 0 la 1 și X2 și așa mai mare prin inducție Xn între 0 și 1, adică mai mare ca 0. Și dacă așa stau lucrurile, spuneam mai devreme că dacă am anunțat faptul că șirul e descrescător, problema mărginirii pe jumătate rezolvată. Pentru că majorantul l-am acum, X0, iar minorantul este 0. Da? Și urmează să văd dacă limita aceea este 0. Și dacă trec la limită, limita aceea este ce valoare am eu? 0 și 1. Nu? Da. 0 și 1. Nu 0 și 1, 1 și 2. Când rezolv ecuația trecând la limită, am 1 și 2. Și nu-i 0. Deci pare să intru într-o contradicție.
Contradicția vine de acolo, din faptul că eu am zis că pe zona asta șirul este descrescător. Așa. Păi, e posibil că la 1 încolo, n-are cum să... să ia valori corectă, mai încolo de 0 spre minus infinit, să nu ia valori la marca. Dar întrebarea este dacă el se duce, se duce din coace de 0. Asta zic, nu, s-ar putea să nu fie corect. Deci, dacă descrește, dar putea să nu fie corect exact ce spui tu, da, dar toți, să nu-l poate opresc, nu zero să fie cel care se oprește, el să sară chiar în stânga. Da. Da, tu ai dreptate aici. Deci, câtă vreme X și se apropie de zero, există pericolul ca aici, la scăderea asta, să-mi dea un număr negativ. Nu? Și în termenii să fie negativ pe un număr foarte mic, să zic că este de ce în ce mai mic, și face minus infinit. Deci să sară din coace. Și nu mai aparține interval. Și nu mai rămâne interval și atunci... De aceea intră în contradicție. Deci motivul pentru care se intră în contradicție este că ceea ce mi-am propus eu să arăt că toți termenii vor rămâne pozitiv, nu rămân pozitiv. Rămân dincolo. Sar și din coace de minus. Și de ce autorul nu a lăsat, a venit cu un X0 știut, concret. Adică ce X0 a dat el aici? A dat pe X0 egal între 1 și 2, ca să-mi asigure faptul că șirul va fi crescător și nu sar dincolo de 2, am arătat că nu sar dincolo de 2, din cauza că prin inducție am dovedit asta, și atunci limita este 2. Mă rămâne o problemă să vedem dacă mă duc dincolo de 2. Cred că dincolo de 2 cu X0, șirul va fi descrescător și îl oprește 2. Limita asta, cum a fost și voi, la voi în exercițiu anterior, a fost... pe 2, parcă și 2, nu? Așa, și 2 era acela. Fie că te duceai în stânga, fie că te duceai în dreapta, tot 2 era limita, nu? Da. Așa, așa este. Da. Spuneam că astfel de exerciții... sunt plăcute și merită interes maxim pentru ele. Să vedem altceva ce-mi propui. Un asemănător? Dacă e asemănător, îl poți face. Da, de pe aia din clasă, nu fac ceva. Alta, mamă. Deci limite? Dă-mi și pe asta, dacă totuși era în dubiu. Ai fi vrut să spui, totuși pare mai deosebit, nu? Dacă e mai deosebit, stai să zi-mi. Și dacă sensizăm că e deosebit, atunci îl abordăm. Dacă este aproape ca altul, vă las să vă gândiți voi. Discutăm numai de aia. XM, da. XM plus 1. Egal cu 4XN. Dată așa, XN plus 1, egal cu 4XN. Da. Minus 4XN minus 1. Minus 4XN. Minus 1. Minus indice. Da, da. Da. Așa, și știm X0 e 1. Aaa, e altceva. Și Y-ul 5. Îmi dai 2 termeni. Da. Deci nu e o fracție, nu nimic. Nu. No. Păi, e diferență, mă, diferență. XN plus 1 egal cu cât ne vreau să spunem. 4XN plus 4XN minus 1. 4X indice N minus 1. Da. Cu X0. La vorbă. Deci X0 1. X0 egal cu 1. Și X1 5. X1 egal cu 5. Băieți, da. Ceea ce avem acum se cheamă un șir dat prin recurență liniară. Că termenii sunt la întâia toți. Da. Lineară spun pentru că ecuația dreptă de gradul întâi e o dreaptă de an. Ăsta e motivul, da? Deci este o recurență liniară. Și de ordin 2, că prinde termenul la distanță de 2 unități. Da? Deci notăm și noi recurență liniară de ordin 2. Da, de ordin 2. Recurență liniară de ordin 2.
Ei bine, ca șirul ăsta să genereze toți termenii, să-i putem găsi pe toți, trebuie că să am acum la pornire doi termeni. Da? Chiar avem doi termeni, PX0 și PX1. Nu mai merge cu un singur termen la pornire. Pentru că numai când e de ordin întâi, cum a fost ADN-a ori, a fost XM plus 1 și cu XM legat. Doar atât. Și ei au termenii ai putut găsi. L-am găsit pe X1, pe X2, pe X3. Hei, hai să vedem. Că așa stau lucrurile. Să ne recurență să facem pe N egal cu 2. Nu cu 2. Cu N egal cu 1. Și recurența devine X2 egal cu 4X1 minus 4X0. Da. Și egal cu 4X1, adică 4 ori 5 minus 4 ori 1 și face 20 minus 4 și egal cu 16. Ăsta este X2. Vedeți, l-am găsit pe al doilea. Pentru N egal cu 2 se întâmplă ca X3 să facă 4X2 minus 4X1 acum. Adică de 4 ori 16 minus 4 ori 5. Deci 64 minus 20 și face cât? 44. Deci șirul trebuie să mi-l imaginez așa. Anume 1, 5, 16, 44 și mai departe. Deci șirul se generează. Adică șirul se poate construi destul de clar pentru toată lumea. Problema este să studiem acest șir, nu? Da. Vrei să încerci, și sigur asta încerci, să vedem dacă este nu sau nu convergent. El, cum vedem, 1, 5, 16, 44, este un șir crescător. Și cu termen pozitiv, sigur că da. Așadar, despre el pot afirma că la monotonie am sensul că XM mai mic decât XM plus 1, din observația făcută, dar trebuie să demonstrez riguros. Da. N-am făcut decât o observație. Deci, XM se vede că mai mic decât XM plus 1. Așa pare. Dar n-am dovedit-o pentru orice. Și problema mărginirii ar fi acum. Dacă șirul e mărginit. Despre XM știu că este cuprins între 1 și dacă e convergent, limita sa, limita este cea care îl oprește. Și deci, în recurență am să trec la limită, să vedem ce se întâmplă în limită. Și dacă trec la limită în recurență, vine L egal cu 4L minus 4L. Adică ce este asta? O prostie. Deci n-aș spune nimic aici. L egal cu 0. Nu poate să fie L 0. Deci despre L nu-l pot. Nu mă ajută. Deci trecerea la limită aici nu mă ajută pentru a găsi pe L. Și acum aș vrea să cred că și L este nemărginea superioară, dar nu e un motiv, decât așa am intuit. Însă varianta asta de studiu nu mai mă ajută deloc. Și aici aș vrea să reușesc să găsesc forma termenului general. Deși șirul este dat prin recurență și eu dacă aș avea baftă să găsesc termenul general, atunci acela îl pot studia și să văd dacă am sau nu limită. Deci să trec de la reprezentarea lui sub formă de recurență spre varianta de prinderea formulei care să îmi genereze termenii aceștia 1, 5, 16, 44 prin locurile lui M. Da? Termenul general, cum zicem, de șirul XN egal cu 7M plus 1 supra 3M plus 2. Și acela, gata, e o treabă deșteaptă și trec la limita acolo. Văd dacă are limit sau nu. Dar cum să facem
Ideea este aceea de a atașa ecuația acestea, așa zisă ecuație caracteristică. Deci împărțim prin xn minus 1 și apare așa, xn plus 1 supra xn minus 1 minus 4xn supra xn minus 1 plus 4 egal 0. Deci împărțim pe xn minus 1, da? Și aici diferența este de două unități și atașăm ecuația caracteristică care zice așa, r pătrat, dar r pătrat ca în coeficientul 1 aici, da? 1 ori r pătrat minus 4 ori r plus 4 egal cu 0. Da. Deci se atașează ecuația caracteristică. Deci 1 ori r pătrat minus 4 r plus 4 egal cu 0. Da? Deci motivul ăsta vine că între xn plus 1 și xn minus 1 este o diferență de 2 pași. De aceea surprindem spunând r pătrat. Aici între xn și xn minus 1 este o diferență de un singur pas, r, dar cu coeficienții ăștia, 4, 4, s-a întâmplat să fie 1, 4, 4, dar poți fi alți coeficienți. Și lucrând aici, găsim r1 și r2. R1, r2 se află. Și atunci xn este de forma c1, r1 la n, plus C2, R2 la N. Deci forma termenului general este asta. C1, R1 la N plus C2, R2 la N. Unde R1 și R2 sunt rădăcini ecuației caracteristice de aici. În cazul nostru, Xn va arăta așa. Xn egal cu constanta C1, nu știu, ori R1, care este 2. Că dacă rezolvă ecuația asta, vine R pătrat, vine R minus, R minus 2, totul la pătrat. Egal cu 0. Adică R1 egal cu R2 și egal cu 2. Că e rădăcină dublă. Și vine C1 ori 2 la N plus C2 ori 2 la N. Adică scot pe 2 la n factor și vine 2 la n pe lângă C1 plus C2. Unde constantele C1 și C2 trebuie găsite în condiții date de exercițiu. Pe particularizare. Da? Deci, ce fac acum? Particularizez și zic n egal cu x0. Pentru n egal cu 0 rezultă că x0 egal cu x0 egal cu 1, nu? Pentru n egal cu 0, x0 egal cu 1. Dar în relația noastră x0 este egal cu 2 la 0 pe lângă c1 plus c2. Și asta înseamnă că 2 la 0 e un smolor. Da, C1, deci rezultă că C1 plus C2 este egal cu cât? Cu 1. Nu mai amintesc eu o chestie aici. La asta când sunt egale, când sunt diferite. Hai să fac un exercițiu, că sunt diferite, ca să vă arăt. Că nu... Deci nu prea ați înțeles bine acolo? Nu, că aveam repetat toată în ultimii 5 minute, cred, și... Nu știu ce l-am testat pentru repetat, că nu are. A, și voi când aveți teza? Testa pe mine.
Testul mâine? Da, trebuie. A, atunci lăsăm. Da, lăsăm. Da, da, da. Că în momentul acum vreau să fac un pic de efort, să-mi amintesc că... Dar dacă zici că aveam vreodată așa din fugă... Da, nu trebuie. Da, hai, hai să vedem altceva. Dacă ai ideea, așa să facem, nu? Locuim și... Așa, dar aici îmi amintesc bine formula când erau ele diferite. Că acum îmi dă ce 1 plus ce 2 un răspuns și când ce 1 plus ce 2 alt răspuns. E o contradicție. A. Era formula, era ce 1 plus ce 1 plus n ce 2. N ce 2, parcă așa. Da, da. Ce 1 plus n ce 2. Și acum, dacă se schimbă influența lui n de aici, va da, prin particularizare, odată x egal cu 0, prin n egal cu 0 și n egal cu 1, influențează, nu mai este același ce 1 plus ce 2, că ce 1 plus ce 2 e o altă constantă. Și constantele se găsesc în momentul în care se particularizează. Da, așa trebuie făcut. Modificați aici, da? X egal cu r la n, pentru că ce 1 plus n ce 2.